Vă salut, columbofili adevărați. Deși este seară, sunt în crescătoria mea. Vreau să vă prezint un porumbel spre licitație, un porumbel de-al meu, chiar primul născut. Este vorba despre 041301, pe numele ei Cera Sela, care anul acesta am jucat-o la Columbodrom, la Brașov, la domnul Răuță. Și am să vă filmez imediat și rezultatele ei. Da, este vorba despre, să dau puțin aici pe telefon, locul 95 în finală, locul 608 în semifinală, locul 319 Zalău Hotspot 3, locul 389 Vâlcele Hotspot 2, locul 185 Luduș Hotspot 1. Deci toate 5 etape clasate. Da, locul, v-am spus, locul 95 finală. Este o femelă din doi zburători de-ai mei, care anul acesta i-am pus la matcă, 040-452 din Strava Ionuț. Tatăl, deci bunicul acestei femele, este frate cu 03 olimpicul Strava Ionuț, iar femela, mama ei, este 555774 din 2020. Sușe Glodeanu Silviu 100%. Este din doi zburători care mi-au zburat 2 ani de zile, viteză Demi von Font, cu rezultate foarte bune. Pentru că am mulți la matcă din ei și nu vreau să-i aglomerez, am recuperat-o și am spus, haide să o pun spre licitație. Cera Sela, un porumbel extraordinar, foarte bun la mână, arată perfect. Deci arată perfect, foarte frumoasă, repet, zburată. Da, aici vă arăt pe telefon femela cu rezultatele, nu știu dacă se poate vedea, dar cine vrea să o caute o poate găsi pe Columbodrom Brașov. Tatăl Ro 045452, original Strava Ionuț, zburat în crescătoria Roș Cavaleriu 3 ani de zile, rezultate foarte bune. Femela 555774 din 2020, originală Roș Cavaleriu, zburată în crescătoria Roș Cavaleriu 3 ani de zile, foarte bună zburătoare. Dar am să vă pun pe comunitate și pedigrile. Acestea sunt pedigrile la părinții lui maică-sa. Am să vă pun pe comunitate și pedigrile ca să le vedeți acolo. Ia să o mai luăm puțin la mână, să o vedeți. O femeie, repet, perfectă. Perfectă din toate punctele de vedere, zburată. Vă dați seama, finala a fost la 450 de kilometri și locul 95 în finală. Iar la început au fost peste 1200 de porumbei la Columbodrom Brașov. Deci, la câteva luni de zile să zboare 450 de kilometri și clasată, eu zic că este o femelă foarte, foarte frumoasă. Nu l-am adus pe Matei să mă filmeze, dar așa cum o puteți vedea, foarte frumoasă. Deci, pana albă, este primul porumbel născut anul acesta în crescătoria Roș Cavaleriu. Ia să vedeți puțin și ochii, uitați cât de frumos este. Și este ultima pană. Acum schimbă ultima pană. Asta și acum se va împerechea pentru cine vor să își împerecheze porumbei decembrie. Pentru că este născută la mine, deja am pus undeva în 15 martie este născută la mine. Porumbel de top. Și porumbel de top, repet, locul 95 finală, Columbodrom Brașov, 450 km. Dar a clasat toate zborurile, hotspot 1, hotspot 2, hotspot 3, semifinală și finală. Licitația începe de la 400 de lei. Scrieți în comentarii, particip,
și suma pe care o vreți să o oferiți. Vă salut cu stimă și respect, columbofiri adevărați. Licitația va ține de mâine dimineață, deci de duminică, până joi seara la ora 21, ora 9. Arată perfect. Ia să o vedeți puțin și așa. Deci arată perfect. Nici un defect. Talie mijlocie, bine închegată. Ia să văd așa stă. Uitați. Uitați. Uitați aici. Superbă. Superbă. Dacă nu se licitează, nu e nicio problemă, o să o țin la mine. Dar v-am spus, pentru că am mulți ei, o să dau. Vă salut cu stimă și respect, columbofili adevărați.